Repetăm, minimum viable product, viable business model, sustainable business system. Asta ne interesează. Obiectivul fiecărei etape este în prima parte să vedem dacă produsul nostru este viabil. A fost adoptat de clienții pe care noi îi targetăm. A doua etapă. Și nu poate să dureze mai mult de 6 luni. 6 luni maxim în care să facem asta. 2 ani, punctul numărul 2, startup. Avem un viable business model. Scoate profit acest business. Și al treilea, se poate multiplica treaba asta. Ce am făcut? Se poate multiplica ori 10, ori 100. Dacă nu știți cifrele astea, bugetarea următoare e foarte greu de făcut pentru că tu n-ai un benchmark anului trecut. Dacă știi ălea, tu poți să faci bugetul pe anul viitor mult mai ușor. Pentru că nu te mai păcălește nimeni, ai deja niște lucruri puse într-o ordine. Înțelegeți logica și necesitatea istoricului. Modul în care se construiește P&L-ul este cum l-am arătat dincolo pe bucățele. Ai niște sales, ai sales discount și comisioane, ai net sales, ai cost of goods sold, aici e o buclă separată în care se vorbește despre stocul inițial, achizițiile, ce am vândut și care este stocul final. Da? Mai departe, după cost of goods sold, ajungi la gross profit, apoi la cheltuielile operaționale și apoi la net profit. Nu știam de unde să încep, nu știam de unde să iau aici, clar, mi s-a dat și un exemplu. Și mi-a plăcut foarte mult că am plecat cu niște idei foarte clare, concrete. Primul lucru pe care îl oferă evenimentul pe care l-a ținut Cristi astăzi e că oferă claritate, foarte multă claritate. Planul 2019 înseamnă claritate. Îmi place foarte mult ce au simțit oamenii și mai ales ce au pus în practică. Și pentru că mi-ați cerut și pentru că mulți n-ați apucat să ajungeți la aceste evenimente pentru că erau la final sau la început de an, dar încă vreți să vă dezvoltați afacerea și să vă clarificați planul pe 2019, vă fac o surpriză. La cererea voastră mai organizez 2 evenimente. Un eveniment în 26 și unul în 28. O grupă pentru cei care aveți afaceri sub 500.000 de euro, pentru că se discută ceva, ceilalți peste 500.000 de euro. Ne împărțim în 2 echipe, în 2 grupe și în 2 zile diferite și în plus îl aduc și pe CFO-ul meu, pentru că vreau să vă dau mai multe informații financiare pentru non-financiari. El îți va spune 5 secrete pe care puțin oameni le cunosc în zona de financiar și cum le poți pune tu în afacerea ta. Ne vedem la cele 2 evenimente pentru că vor fi rupere. Ne vedem acolo. Salut!